În patul cu eu așa. Separat. Nu vreau, domnule, stai niște. Să ce ce să fac rost cât mai repede de bani, domnule. Ai o lună la dispoziție. O lună la dispoziție. Test puțin în față. Bă, ce s-a întâmplat? Bă! Am murit! What the heck? Aoleu! What the heck, man? Bă! Ce se întâmplă aici? What the heck? De unde te-ai? Salut, băie, și bine v-am găsit la un nou episod pe serverul American Dream. Serverul este lui Italianu. Problema și ce s-a întâmplat în ultima vreme cu mine e că am ajuns oarecum boschetar, să zicem așa. M-am împrumutat de la foarte multe mafii, de banii, mi-e destul de nasol, chiopotez, baia nu prea me fac mai deloc. Mă chinui oarecum să trăiesc așa pe munche de cuțit. Chiar nu știu ce să mai fac, e super nasoală viața asta așa de boschetar, să zicem. Chiar nu știu, nu mi-am niciun prieten care să îmi pun bază, să mă ajute, să fac șoc de ceva, toată lumea m-a părăsit. Chiar nu știu ce să fac, mă duc acum cu Borșu pe canal, pe cea pe jos, încerc să-mi fac ceva, mi-e și frică cu mafile, super îndatorat, așa, să le dau undeva la 1 milion și ceva, chiar nu știu ce să fac. Mi-e super nașpa, mor și de mâncare, mi-e sete, mi-e foame. Chiar nu știu ce aș putea să fac. Și chiar nu știu ce aș putea să fac. Văd o mașină acolo în față. Mamă, ce se întâmplă? Sper că nu... Asta e mafia care mă caută, frate, deci nu cred. Când îmi merg tot în ziua asta, nu știu cum să scap de ei cât mai repede. Mamă, mă uit și în stânga și în dreapta, nu știu ce să fac, frate. Ăștia mă iau, mă... Nu pot să fug. Au venit ăștia înainte, să ce pățesc eu acum, să ce îmi fac ăștia. Stai pe loc, vingurare. Stau. Ele, recunoaște. L-am găsit. Te-ai întors înapoi în oraș, nu? Da, m-am întors înapoi. M-am întors înapoi în oraș și cu datoria noastră cum facem? Păi nu prea nici îndată mă vedeți că-s boschetar, răzvai de capul meu pe stradă, nu spune nimic. Ai luat marfă de la noi și ai fugit din oraș. Păi am fugit, dar am stricat tot, nu mi-am nimic, chiar nu mi-am să vă dau nimic, nu știu ce să fac. Problema noastră. Noi când am făcut-o pe bună voință. Noi te-am ajutat pe tine. Mamă, că sunt aici în spatele meu. Ai, ne datorezi $1 million. Știi, dar nu prea am, nu am deloc bani, nu ați putea să mă lăsați să vă plătesc altă dată, chiar nu am niciun bani, n-am nimic, că nu... Dacă noi facem asta, aveam. O să facă toată lumea cu noi așa ceva. Știu ce spuneți, dar nu, chiar nu am. Trebuie să facem din tine o lecție. N-am înțeles. Dar nu am, chiar nu am deloc. Chiar n-am deloc. Vă rog frumos. Aveți grijă de domnul Lingurar. Colegu, că... Haideți, vă rog eu frumos, domnule. Bagă-l în seama un pic pe Lingurar. Nu trebuie, domnule. Nu trebuie, domnule, să... Vă rog eu frumos, domnule. Nu dați mine, vă rog eu frumos. Scoate telefoanele și primați ca să vadă... Vă rog eu frumos, domnule, că eu încerc să plătesc, domnule. Haide. Vă rog, domnule, nu dați! Mai cu sete, domnule, nu dați, domnule! Vă rog frumos, domnule! Vă rog, domnule, nu dați-mi, domnule! Rog! Filmați-mi! Domnule, încerc să vă dau cât mai repede, domnule! Nu-mi dați-mi, domnule, că n-a... Că n-a... Cum se face? Nu există așa ceva! Nu există așa ceva cu noi! Vă rog, domnule, încerc să fac cât mai repede, domnule, să vă dau tot! Nu dați să-l omori! O să încerc să-mi dau, domnule, cât mai repede, domnule. Asta să fie o regulă. Îndrăzești să ne tai calea? Să ne nu, domnule, nu, niciodată. În patul cutii o să fie.
separat. Nu vreau, domne, stai niște timp. Să încerc să fac rost cât mai repede de bani, domne. Ai o lună la dispoziție. O lună la dispoziție, ok. Haideți, băieți. Mamă. Vezi că o lună nu înseamnă un an. Mamă, ce greu e. Foaie de viața mea, bă, și v-am zis că super îndatorat și de asta nu mă așteptam să vină mafia aici să mă găsească. Cum am găsit ăștia, fratele meu? Chiar așa ce să fac. Chiar nu știu, nu știu ce aș putea să fac acum. N-am bani, n-am nimica. Ce m-au bătut ăștia, nu mai pot. Păi de iață. Mamă, cine e ăsta? Domne, sunteți bine, domne? Nu sunt. Domne, să cine sunt? Am auzit discuția. Nu dați-mi-ne, domne, vă rog, eu nu dați. Nu dau, domne, dumneavoastră. Ajutați-mă, ajutați-mă, nu mai pot. Vreau să vă duc la spital, domne, nu vă fac niciun rând. Luați-mă repede și aduceți-mă, nu mai pot. Mă duce la spital, ce bine. Sunteți bine, domnule, am auzit discuția. Nu-s bine, domne, vai de mine, n-am nici să putesc nimica. Vai de mine. Da, unde dormiți, domnule? Pe stradă, domnule? Da, pe stradă. Mamă, unde sunt? Ah, cred că m-a dus cineva la spital. M-am nepot, m-am bătut aia. M-am lăsat jos. Ai de viața. Foiul. Unde sunt pe aici? Ce se întâmplă cu mine? Vă tot încet. Sunt bine, dar cine sunteți dumneavoastră? Eu sunt domnul care v-a ajutat, domnule, să ajungeți la spital. Pe jos. Mulțumesc, domne. Am avut niște probleme, domnule, pe care pot să povestesc. Nu prea pot să povestesc. Cine este? Ce mă așteptați să mă ridic, vă rog frumos? Da, domnule, haideți. Hai, coborâți. Mamă. Vă văd un om de treabă așa, domnule, ce s-a întâmplat? Ce probleme aveți cu mafia respectivă? Le datorez mulți bani. Foarte mulți bani. Peste 1.000 și ceva de dolari. Cum puteți, domnule, cine are atâția bani? N-are nimeni, niciodată nu a avut. Domnule, e vorba despre un joc mai complicat. Despre un joc mai complicat. Am înțeles. Și ce ar trebui să fac? Dom'le, o să vă las un număr de telefon, dom'le, pe care să sunați. Când sunteți pregătiți, sunați-mă. E un joc în care se câștigă foarte mulți bani. Riscul mare, dar banii sunt pe măsură, dom'le. Ok. Dați și mie vreo număr. Cum vă trec? Sau domnul costum? Treceți-mă X. Spuneți. Dom'le, pe cine căutați, dom'le? Mergeți de aici. 0784... Da? 246 Ok 550 X, ok. Vă dau acum un apel, domnule. Despre un joc, vă zic mai ce să nu mă aud de domnul. Gata, ok. Stai. Când sunteți pregătit, domnule, sunați. Vorba de okay. Mult bani în joc. Ok. Să-ți grijă, cele bune. Ok. Domnul. Măi, cam nasol, ideea e că nu prea mai am pe nimeni, nimica, îți plin de datorii, trebuie să scap de ele. Și nu prea am încotro și o să trească să sun pe domnul X. Să spunem că ne băgăm, n-am, avem încotro decât să murim, să pățim ceva, mai bine alegem să... Facem treaba.
Alo. Alo, da. Auziți? Da, vreau să particip la ce mi-a spus dumneavoastră. Dom'le, facem în felul următor. Ne vedem în 10 minute la pleca centrală. O să vă ridic o dubă de culoare închisă. Ok, mă îndrept înspre acolo. Ok? Bine, domnule. La revedere. La revedere. Paolo, ia asta așa. Da, domnule, ce-i? Dar ce faci, treci pe roșu? Unde te-am trecut pe roșu? Uite aici, la semafor, pe trecere. Ar fi trecut. Păi, dar tu nu realizezi că erați doar peste tine? Păi și muream, ce se poate întâmpla în ora? Ți se pare murea că... Murea e. Nașpa, boschetar, vai de capul meu. Păi, observ și eu. Dar mergi și tu mai cu atenție. Ok. Mă, băi, zi-mi, probleme am în orașul ăsta. Mă ia și ăsta pe sus cu mașina. Puuu, toată lumea să mă amenințe în scutea, mi-a scos și ăsta arma. Chiar trebuie să mă duc acolo să văd care-i treaba. Trebuie să mă duc să văd. Puuu. Suntem aproape de bancă. Să văd unde este Dubai aia neagră. Nu văd nicio dubă neagră. A, uite, uite acolo. Ok. Mă duc înspre avocă că și probleme. De dubă. Încotro pleacă. Ce se întâmplă? Urcați, domnule. Urc. Băi, da, băi. Văd că mai sunt oameni în spate pe aici. Și domnule, multe lumea apelează la jocurile astea ale noastre. Am înțeles. Sunt foarte periculoase, dar foarte bănoase. Ok. Să fug, domnule, că nu-mi place poliția. What? Se dă cu gaz? Ce se întâmplă? Bă, băieți, ne-am adormit în Dubai, ne-am trezit toți aici. Am fost prin celule, prin chestii. Și băieții, nu știu care e treaba, ce se întâmplă. Văd că e o păpușă acolo, ceva creepy în față. Nu știu nimic, aștept să văd ce se întâmplă. Și băieții sunt nerăbdătorii. Chiar nu știu, oare și ei, la fel ca mine, gen... Chiar nu știu care e treaba. Vă știți ceva, băieți, ce se întâmplă aici? Sau v-ați trezit și voi, pur și simplu? Și m-am trezit. Deci nu știți nimic, a? Ce se întâmplă? Nu știu. Dar cine ce film, ne așteptăm? Nu știu, am zis ceva pe puș, nu-mi dau seama ce e acolo. Da, nu știu. Mă sperie așa, uite, văd că vine cineva acum înspre noi. Efectiv, mă sperie, mă. Ce nu trebuie să vă sperie, să nu vă zice. Ce se întâmplă aici, frate, că nu-mi dau seama. Văd că vrem să câștigăm bani, că ne dă de asta și nu știu ce se întâmplă. Bună seara, bine v-am găsit la jocurile noastre, domnilor. Bună seara. Regulile sunt simple. Spune-ți. Păpușa, când se întoarce, fiecare trebuie să stea pe loc. Dacă ok. Nu, se va întâmpla ceva rău. Trebuie okay. Să ajungeți până în capul la păpușă. Okay. Cel mai curajos câștigă. Am înțeles. Mă cam sperie o leacă. Ceva rău. Nu vreau să știu. Ce facem? Pornim? E de-n drumul? Când știu nimică. Mi-e frică. Înaintez puțin în față. Bă, ce s-a întâmplat? Bă! Am murit! What the heck? Haide, hai. Aoleu! What the heck, man?
Ce se întâmplă aici? What the heck? De unde trage? Că nu văd pe nimeni pe aici. Mamă, în ce m-am băgat, frate? Încet, 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 încet. Mamă. Bă, ce se întâmplă? Ce e aici? De ce nu cred ce se întâmplă? De unde trag ăștia, frate? Ce e aici? What the heck? Man! Au murit toți, a rămas singur. Mușnir, mă mișc, ești nebun, mi-e și frică să mă mișc. Mama, am trecut. Asta e tot ce s-a întâmplat aici, care-i treaba? What the heck, man, sunt toți morți, zice, ce s-a întâmplat? Ce joc e ăsta, man, i-a omorât pe toți. What the heck? Ce joc e ăsta, man? A murit toată lumea, noroc că am scăpat și nu s-a întâmplat nimica. What? Vine acum ăsta la mine. Mi-e frică, frate. Ok, ce vă zice? Felicitări, domne. Ați trecut mai departe. Ați câștigat jocul. Nu o să mai aveți probleme cu banii și nici cu datoriile, domne. Am înțeles. What the heck? Haideți cu noi. Ok. Asta a fost un test, domne. Ok. Mamă, ce frică mi-a omorât pe toți, bă! Felicitări, domn. Ce-i cu păpușa asta? Doamne, ferească, mă! Mi-e frică, frate! Ce s-a întâmplat, man? Nu cred. Ce s-a întâmplat aici? Mi-e frică. Bă, băieți, dacă vă plac altfel de episoade și vreți să mă vedeți, ideea e foarte simplă, mi-am inspirat de la filmul Luptele Calamarului de pe Netflix. Cred că am zis bine, sper să nu fi greșit ceva pe aici. Deci mi s-a părut super interesantă ideea asta toată. Deci băieți, acum de... E de revive aici. Chiar e... Chiar m-am distrat, a fost super fain. Nu-i dată că s-a apăsat și voi pe buton de like, subscribe și dacă mai vreți chestii de așa din filme, din nebuneli, dați acolo like și spuneți în comentarii. Bă, mai vrem să mi-a zis într-un film o chestie, o fază, o ceva, următoarea, nu știu, orice. Nu scrieți acolo în comentarii. Pa pa pe toți, pa 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 pa.